Cei doi bărbați veniseră în zona la pescuit, însă au rămas blocați pe râul Olt într-o barcă pneumatică, care risca să se răstoarne din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. În urma apelului lor, la fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri, care a reușit să-i scoată pe cei doi pescari la mal în condiții de siguranță. Pompierii au reușit să scoată la mal cele două persoane care se aflau încă de azi noapte pe acel pod. În condiții de siguranță, aceștia erau ușor hipotermici, li s-a acordat primul ajutor, însă au refuzat transportul la spital. Întreaga operațiune de salvare a durat aproximativ 2 ore.